bun găsit la ordinea de zi, suntem uh, într o variantă mult mai scurtă uh, decât eram odinioară, dar uh, încercăm să condensăm foarte mult materiale, Cu siguranță va sătura și dumneavoastră de un uh, lucru foarte important pentru unii, mai puțin important pentru alții. Din din culcare în sculare și invers, suntem asaltați de o singură idee, demisia premierului, demisia lui Victor Ponta. A făcut ceva parțial, în sensul că a plecat din fruntea Partidului Social Democrat, principalul partid de guvernare, dar orice lider liberal, în momentul când îl vezi la televizor, nu prea are mesaje, în afară de că e rău guvernul, asta e clar, e mesaj de opoziție. Dar dacă nu zice fiecare de la Alina Gorghiu, la Vasile Blaga și de la Ludovic Orban, la uh, Predoiu și la ceilalți, trebuie să spună o frază de misi să, să cea demisia premierului. Deocată nu și-a dat-o, deși poziția sa este tot mai șubredă, atât la nivelul Uh, uh, atât la nivelul partidului, acum nu mai este nici lider, cât și la nivelul coaliției, deci la nivelul guvernului. Pe de altă parte, avem uh, o schimbare în această săptămână, o schimbare de statut judiciar, uh, ne așteptam la asta. Conform uh, noului cod penal, uh, te cheamă ca martor, așa a fost și Victor Ponta acum o lună. După aceea, te trec la. Uh, statutul de inculpat. Bănuiesc că premierul s-a așteptat la asta, deci nu cred că a fost o surpriză pentru el. În același timp, însă vorba lui Mircea Badea a făcut un lucru absolut corect. A refuzat să facă declarații fiind deja trimis în urmă, deci fiind urmărit penal, așa că, fiind cercetat penal, pardon, între timp a trecut și a schimbat statutul în inculpat, dar asta nu înseamnă că este și vinovat. De fapt, ce n-am înțeles din acel dosar și nu sunt, să zicem, așa un specialist în domeniu, dar am o nelămurire. Dacă tot era așa de urgentă rezolvarea acestui caz Turcenii, Rovinari cu acele contracte. De ce n-a fost trimis de ce n-a fost trimis dosarul până acum în instanță? L-aveau pe Șova, deci puteau să fie, putea să fie, și Șova cere chiar acest lucru, să meargă dosarul în instanță. Oare să fie destul de subțire în fața, în fața judecătorilor și de aceea îl mai ținem de fapt scopul acestui dosar să fie altul decât cel anunțat de justiție și apărat de fiecare dată? E o întrebare logică, dar vom vedea în următoarele Săptămâni, când se prefigurează, de asta vă și spuneam că este total imprevizibilă situația, se prefigurează două lucruri: speculații de presă: că vor mai apare și alte dosare care l-au implicat pe Victor Ponta. În același timp, presiunile vor crește pe premier la începutul toamnei, putând fi posibile dacă între timp nu se produce o demisie foarte așteptată, de unii chiar așteptată într-un într marți, într-o zi de marți la ora 2 sau mai știu ce altă oră, uh, s-ar putea ca în toamnă să avem, uh, să avem o nouă moțiune de cenzură și cine știe ce se mai poate întâmpla. Cu siguranță însă premierul are probleme în propriul partid, unde cel puțin Liviu Dragnea, pare să nu mai vorbească aceeași limbă cu premierul, chiar dacă cei doi se laudă unul pe altul, ba, ori îl laudă, ori mai dau de una lui Gabriel Oprea, Rovana Plumb fiind cea care adună cioburile sparte de la aceste confruntări, pentru că deocamdată ea e desemnată lider interimar la PSD. Cum spuneam, acest subiect o să-l avem încă mult timp de acum încolo, pentru că știți cum este? Chiar dacă, să spunem, premierul și-ar da demisia astă seară, mâine, poate fi oricând posibil o asemenea lucru, uh, am vorbit luni de zile de ce și-a dat demisia. Dacă nu-și dă demisia, de ce nu-și dă demisia? Dacă are doctorat, de ce are doctorat? Dacă a renunțat la doctorat, de ce a renunțat la doctorat? Așa că, oricum, mai dau-o, tot uh, Ponta este în, în centru atenției. Bine, mă aștept la un uh, scandal foarte mare. De fapt, uh, Cotroceniu a început să gestioneze tot mai greu. Problemele de imagine. Traian Băsescu a fost devastator cu subiectul legat de vila în care trebuie să se mute președintele. Cheltuiele enorme, vreo 2 milioane de euro pentru consolidare, deși a mai fost consolidată și pe vremea lui Traian Băsescu. Deci, aici e o problemă și a mai fost, bineînțeles, și scandalul salariilor demnitarilor. Scandal gestionat destul de bine de Victor Ponta. În dauna cotroceniului, președintele a reușit performanța de a uita să tacă din gură cum o face de obicei și a spus câteva fraze de bine despre această lege. Bineînțeles, premierul a venit, i-a dat peste mâini și a spus nu când se face cu ceilalți și atunci totul a luat-o la vale. Cum, se, cum va funcționa la acest moment relația președinte-premier? Ca pe vremea lui Traian Băsescu, părerea mea, că altfel nu mai există o soluție. Uh, promiteam uh, prietenilor de pe Facebook uh, un subiect uh, foarte interesant. Să nu uităm că astăzi este 14 iulie, ziua Franței, prietena noastră de gintă latină. Uh, o țară pe care mult timp uh, am încercat să o... Să o imităm. De la ei ne-am occidentalizat și noi, de la francezi, am făcut foarte multe lucruri pe această relație, dar care în ultimul timp n-a fost un sprijin așteptat, mai ales că vorbeam de un, de un președinte de stânga în Franța, dar cu problemele lui, n-a fost un sprijin foarte mare pentru România. Premierul a fost la ziua Franței, astăzi, și foarte important, s-a adresat uh, celor invitați în limba lui Baudelaire. Foarte important acest lucru, mai ales că știm cum se descurcă alții oficiali ai statului român sau foști președinți în diverse limbi străine. De bine de rău, Ponta l-am auzit vorbind foarte bine franceză, foarte bine italiană, destul de bine engleză. Ceea ce înseamnă că suntem în Europa, cel puțin din acest punct de vedere. Uh, apropo de Ponta și de războiul lui pe care îl are la acest moment pe mai multe, să spunem, direcții, uh, a făcut marți o ironie la adresa României cu ocazia festivităților ținute la noi de Ziua Națională a Franței. Spune Ponta, ne uităm la ghilotină. În contextul unor comentarii ale ambasadorului Franței la București, referitoare la statul de drept, Ponta a arătat că România este, cităm, puțin în întârziere față de Franța, dar e un început, relatează Agerpres. Spune Ponta, cred că trebuie să lucrăm împreună, chiar dacă noi în România suntem în întârziere față de Franța. În fiecare dimineață ne uităm la ghilotină, dar e un început, a afirmat, cum spuneam, premierul primul ministru s-a declarat sigur că România va fi o țară europeană din punct de vedere economic, social și instituțional. De fapt, cred că nu e traducerea bună. Eu cred că este o țară europeană. Chiar dacă, acum cinstit vorbind, dacă ne uităm puțin la italieni, tot i-am amintit mai devreme, haideți să ne gândim. Berlusconi, care a făcut multe la viața lui, și bune și rele, a avut probleme și condamnări doar după ce n-a mai fost în funcția de premier, deși faptele erau de 10-15 ani, uneori, de când conducea celebrul trust de presă. Ori, nu l cât timp a fost la guvernare, n-a fost jenat, adică consumat de chestiile acestea de ordin judecătoresc, legislativ. Dar, pe de altă parte, pentru că a fost ca un alt motiv subiectul de astăzi și toată presa vorbește de el, trebuie să ne mai gândim la un, la un lucru. Actualul guvern merge pe un suport foarte bun din punct de vedere uh, al economiei. Avem creștere economică, suntem țara cu cea mai mare creștere economică în Uniunea Europeană din ultimii ani, este un lucru important, recunoscut, atenție, că aici este cea mai importantă chestie, recunoscut de autoritățile din, din toată Europa. Și de ce vreau să vă spun că e foarte important acest lucru? Astăzi, ca să vorbim pe concret, să nu ziceți că să zicem așa, vorbim niște, vorbim niște lucruri de care nu le putem demonstra. Uh, România a primit astăzi, atenție, acordul Comisiei Europene asupra codului fiscal, în cadrul reuniunii Consiliului ECOFIN, a anunțat Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici. Acesta a participat la reuniune reușind să convingă oficialii europeni că există resurse financiare pentru a acoperi scăderile de venituri ce vor fi generate de măsurile din codul fiscal. Uh, spune uh, Teodorovici. Astăzi am participat la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare, organizată la Bruxelles. Principala concluzie a de astăzi. Acordul României cu femei și Com uh, Comisia Europeană continuă. Asta asta da lovitură uh, pe plan uh, mediatic cel puțin și faptul, deci iată o garanție că vom avea uh, TVA-ul redus pentru toate produsele la 1 ianuarie, vom avea și alte lucruri uh, importante Promise, să spunem așa, în, în, în acest context. Acum vreau să vă spun că nu sunt toate lucrurile foarte favorabile premierului, apropo de site-urile de știri se speculează asupra unei întâlniri de taină la guvern. Apropo de, știți când aude chestii și titlul de genul, întâlnire de taină la guvern, secretă, nu știu ce, dacă știe toată lumea de aia, unde mai este secret, unde mai este taina. E adevărat că nu știm ce vorbim sau nu se știe ce se vorbește. Cel puțin așa știm, așa credem noi. Dar după cum s-a văzut chiar în campania electorală, unii candidați au fost ascultați de diverse structuri. Și atunci nu s-ar putea să aflăm și acum ce s-a vorbit la această întâlnire. Deci, ziaristul Radu Tudor a spus la Antena 3 că demisia lui Victor Ponta este forțată din afara României. Aliații noștri nord euroatlantici nu mai vor pe Ponta, a spus Radu Tudor. Azi însărcinatul cu afacerea Ambasadei Statelor Unite din București, Dean Thompson, a fost dimineață la guvern. Însărcinatul cu afacerea Ambasadei Statelor Unite din București, e a stat uh, o oră la guvern, n-a fost o vizită pe agenda oficială. Ce-o fi avut de zis uh, oficialul american? Uh, acum ne -o merităm soarta, noi ca țară, partenerul nostru strategic, America, nu are în România de vreo câțiva ani ambasador. Nea Thomson ăsta, și ca mă rogă diverse. Deci are însărcinări de ambasador, dar el este însărcinatul cu afaceri. Și face ordine și cu șefii parlamentului și cu guvernul. Nu suntem, deci dacă suntem o țară, membre a Uniunii Europene, țară independentă, și am mai spus acest lucru, nu prea e în regulă să stai în poziția de drept că vine un nenea de ăsta Știți că și la americanii se trimit uh, pe alte criterii, că de ani nu se poate trimite ambasador la București. Știe. Nu prea e așa, știi, cu specialistul, cu nu știu ce, cum Tonii se bagă nouă pe gât asemenea chestie. Dar uh, ce vreau să spun, uh, apropo de acest lucru, nu cred că ar trebui să acceptăm la infinit. Uh, aceste lucruri, indiferent de cine e la Palatul Victoria sau la Palatul Cotroceni sau cine e la conducere sau la Parlament. Bine, acum ar trebui să ne uităm și la lecția, la lecția greacă. Trebuie învățat mult mai mult din ea. Nu prostia de genul că vezi, Doamne, noi de am evitat situația Greciei că am făcut reducere de salarii și de asta. Asta e o tâmpenie. Deci e o tâmpenie? Păi Elena Udrea și cu ceilalți au cheltuit atunci, în perioada ce au furat, așa spune DNA-ul, să nu fiu acuzat că fac uh, acuzații nefondate, uh, mai mulți bani decât s-au uh, recuperat din tăierile de salarii. Deci despre ce vorbim. Dar în fine, vreau să vă spun că lecția ar dea că însă e altceva. Gândiți-vă cât a fost sub întrebării. Grecii au dat un mandat partidului Siriza, pentru, chiar pentru ieșirea din zona euro, la Bruxelles se spunea, nu domnule, ăștia nu vor să vină cu un program. În momentul când programul veni și este destul de prost pentru greci, în sensul cu reduceri fantastice, cu, bine, au și multe curiozități, nu știu a câta pensie, nu știu ce vârstă de pensionare la 50 de ani, au multe chestii care nu se mai întâlnesc prin alte țări din Europa, din lumea Europeană, dar de aici și până ajunge acum la condiții în care orice decizie pe care o ia guvernul de la Atena, înainte de a trece prin Parlamentul de la Atena să-l treci pe la Bruxelles, asta e administrație specială, deci practic politicienii de la Atena nu mai au niciun fel de valoare. Acum, teoretic, la noi în România n-ar fi așa. Ar părea să fie totul în regulă din acest punct de vedere. Însă mi-e teamă că deciziile mari în privința României nu se mai ia de mult în, în țara noastră, ci se ia în altă, în altă parte. Dar știți cum este cum este problema, nu se poate. Nu se poate lămuri toate dintr-un foc, însă ar trebui să fie să ne dea de gândit acest lucru, lecția greacă, că trebuie să fim și pe propriile picioare, adică populația i-a dat lui, deci partidului din Grecia, i-a dat un sprijin clar să facă ceva. Din frică, din faptul că se bloca țara, nu mai erau bani, nu știu ce, se, practic se bloca totul. Clasa politică de la Atena, chiar acești comuniști reformați, cum sunt numiți, nu s-au riscat mai mult. Iată, însă, acum sunt silisi să accepte niște condiții absolut înrobitoare. De fapt, s-ar putea un nou experiment care să arate cumva populației din Grecia, să fie un exemplu în celelalte țări europene: vedeți ce vi se întâmplă dacă încercați să nu votați cum zicem noi. Aici e pericolul pentru democrație. Uh, din acest punct de vedere, grecii au spus însă un lucru foarte interesant, chiar în zilele cu pe care a trecut puțin remarcat în România sau chiar deloc, de fapt n-am văzut deloc. Și anume, spuneau grecii, da domne, noi avem o datorie de vreo 300 de miliarde de euro. Dar noi banii ăștia care s-au pompat în Grecia în anii ăștia de când am intrat în criză, nu i-am văzut. Banii respective au venit și au intrat în conturile băncilor și a diverselor firme, a diverselor datorii ale statului. Deci, practic, n-au ajuns, -au ajuns la, nu neapărat la populație, n-au ajuns la statul grec, efectiv. Păi ia să ne gândim noi, știți ce s-a spus atunci în anii 2010-2011, că a existat acuzația asta când am promutat administrația Băsescu 20 de miliarde de euro, că banii ăștia au fost pentru bănci, pentru salvarea băncilor și n-au ajuns efectiv în, e, în economia reală. sau Deci, ba din contră, au venit și au plecat, au fost repatriați de băncile care erau în România. Pentru că, așa cum la greci, majoritatea băncilor nu sunt grecești, sunt cu capital german, francez, american, evreiez, rusesc, în fine, nici la noi nu prea sunt bănci românești. Bine, noi avem și grecești, dar cele mai multe bănci sunt cu capital occidental. or ei trebuie să-și recupereze banii, indiferent de criza care se face. Uh, mergem, mai, uh, mergem mai departe, suntem în ultimul minut de emisiune, așa că uh, pentru ultimul minut, mi-am propus să ne aruncăm ochii pe un sondaj uh, de opinie care a apărut astăzi e adevărat el este livrat, apare ca la momentul potrivit, nu știu de nu văd de unde este de cine este anunțat, dar acel sondaj totuși spune așa că actuala coaliție de guvernare dacă ar fi alegeri duminică, nu ar pierde puterea. Deci cu scandalurile de sânt, faptul că nu se pierde puterea este mare lucru. Uh, apropo, uh, sunt unele locuri în pa Partidul Național Liberal depășește PSD-ul. De exemplu, PNL conduce treașat în un clasament în care PSD este la distanță mare față de Liberal. PNL a primit aproape 201.000 lei, deci 2 miliarde subvenții în luna iulie, fiind urmat de PSD cu peste 167.000 lei, informează un comunicat al Autorității Electorale Permanente. Cele două partide sunt urmate de PPDD-ul cu 70 de mi mi deci 700 de milioane, Partidul Conservator cu 160 de milioane și UNPR cu 70 de milioane. Deci ce vreau să vă spun, că iată, se duc multe miliarde la partide ca ele să funcționeze în baza unui vot care este, dacă o luăm așa, UNPR-ul la momentul când a intrat în Parlament trebuia să ia 76 de milioane lei vechi, iar acum dacă am luat după numărul de parlamentari, suma ar fi mult, mult mai mare. Pe de altă parte, reunite cele două, PDL-PNL, iată, cadună 2 miliarde. Dar despre asta și multe altele, în emisiunea de marța viitoare. Ne întâlnim marți, ora 19.30, ordinea de zi. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!